Bună seara, bine v-am găsit de la Roma la un nou interviu Rozum cu români din diaspora. Interviurile noastre încerc să, prin interviurile noastre încercăm să descriem viața românilor în carantină. Am vorbit cu întreprinzătoare româncă, am vorbit cu persoane din sistemul sanitar. Astăzi ajungem la cultură. Și invitatul nostru special este Mihai Stan, responsabil de proiecte la Academia din România, care ne va vorbi despre o inițiativă foarte frumoasă care se numește Muzicienii români la Roma. Este o stagiune muzicală virtuală, un proiect al Academiei din România din Roma, care a debutat pe 16 aprilie cu un concert a Clarei Cernat și următorul concert programat este pe 23 aprilie cu Matei Ioachimescu. Îi dăm bun venit lui Mihai. Mihai, întrebarea cu care încep mereu este: cum îți petreci tu zilele în carantină? Bună, Miruna! Bună ziua tuturor! Mulțumim că sunteți alături de noi și în această perioadă dificilă pentru toată lumea. Nu pot să, cum să spun, e și greu, e și... Nu am cuvinte, cum să spun, pentru că ritmul nostru era unul destul de agitat și eram obișnuiți să fim prezenți prin Roma cu evenimente culturale și dintr-o dată a trebuit să anulăm evenimente și dintr-o dată a trebuit să așteptăm să vedem exact regulile și ce vor spune autoritățile italiene, astfel încât să ne putem relua activitatea în mod normal, ca să zic așa. Și atunci e dificil, pentru că aveam foarte multe proiecte, cel puțin, bineînțeles, și pentru a doua parte a anului, dar în prima jumătate a anului. Care au fost și din păcate care au fost principalele evenimente pe care le-ați anulat? Păi, în primul rând, trebuia să fie Matei Vișnec prezent la Roma, trebuia să fie Marta Petreu prezentă la Ziua Mondială a Poeziei. Pe 9 mai aveam concert de Ziua Europei cu Duelul Viorilor. Salonul de carte de la Torino, la care participăm și noi de anul trecut. Și bineînțeles că programasem și eu să nu lipsesc de la salonul de la Torino, dar din păcate va trebui să ne reprogramăm toate săptămânile următoare. Așa, bineînțeles că trebuia să continuăm un proiect pe care Academia din România din Roma l-a realizat anul trecut și împreună cu Conservatorul de Muzică Santa Cecilia din Roma, și anume Europa în Muzică, stagiunea muzicală a clusterului EUNIC Roma, și din păcate a trebuit să amânăm, dar în momentul acesta nu cred că vom amâna foarte mult, pentru că ne readaptăm, ne reinventăm și atunci cu siguranță împreună cu conservatorul și cu membrii clusterului EUNIC Roma vom face o stagiune muzicală virtuală și pentru EUNIC Roma. Și atunci ne readaptăm și continuăm activitatea, după cum toată lumea știe și marea majoritate a instituțiilor de cultură s-au reprofilat și și-au redirecționat activitatea pe partea de online. Așa că și noi, mai pe toate domeniile, inclusiv pe literatură, inclusiv pe muzică, teatru, am trecut pe partea de online. Cum va fi concertul de mâine, din punct de vedere tehnic? Cum v-ați organizat? Deci, ținând cont că totul a fost foarte din scurt, ideea a venit în urma acestei necesități de a te readapta la noua situație, din dorința de a fi alături de publicul atât italian, internațional, cât și român, de aici, din Italia, și
Din Italia, pot spune, pentru că din Italia, din lume, pentru că online vede toată lumea. Și pentru faptul că ne-am dorit totuși să prezentăm o serie de muzicieni români, însă nu am recurs la un format lung sau foarte mare, astfel încât să-i dai posibilitatea publicului să intre în contact cu activitatea unui muzician, dar să nu fie nici foarte lung. Singura excepție pe care o avem este data de 21 iunie, de ziua muzicii de la Roma, când am programat un concert transmis live de la Brașov cu violonistul Vlad Maisorovi și cu pianista Diana Ionescu, împreună în parteneria cu festivalul lor de la Brașov, Vibrate Festival. Vom transmite pe pagina Academia Vibrate Festival Radio România Muzical, cu care am făcut un parteneriat pentru toată această mini-stagiune muzicală virtuală. Și am intrat în contact inclusiv cu amicii noștri de la Primăria Romei, astfel încât evenimentul dedicat Zilei Muzicii de la Roma, Festa de la Muzica din Roma, să fie transmis și pe pagina lor. Deci acela va fi un eveniment, cum să spunem, un concert propriu-zis, interactiv. Restul, de exemplu, Clara Cernat ne-a trimis. Dar până pe 21 iunie, crezi că vom continua să ne bucurăm de artă doar virtual? Așa s-ar putea. Cred că da, și spun... Și spun și de ce. Chiar dacă ni se va da drumul să ieșim, cu siguranță sălile de concert vor fi ultimele vor fi care deschise. Vor fi deschise. Așa este. Și atunci am mers pe o variantă de stagiune din 16 aprilie în 24 iunie, astfel încât să acoperim aceste luni și să marcăm și anumite momente, că de exemplu pe 30 aprilie avem întâlnire cu Ramona Horvat. Este ziua internațională a jazzului. Și atunci sărbătorim ziua internațională a jazzului cu Ramona Horvat, care ne-a transmis un mesaj și o înregistrare de la Paris. De exemplu, pe 4 mai se împlinește 65 de ani de la moartea lui George Enescu și vom posta, vom promova o înregistrare realizată de TVR Cultural a piesei Lăutarul de George Enescu în interpretarea violonistului Remus Azoiței de la Londra. Deci eu, din diaspora, e exact o platformă care s-a născut, cum s-a născut și a noastră, cea a ziariștilor din diaspora. Voi ați organizat o platformă și o întâlnire virtuală a artiștilor români din diaspora. Cum ai reușit să-i convingi să se adune, cum ați reușit să-i convinge să se adune toți și să participe la acest proiect? Bine, ideea este că cu mare parte dintre ei ne cunoșteam de mai mult timp. Cu o parte dintre ei chiar am colaborat aici la Roma, de exemplu Mara Dobrescu, care este și directoarea artistică a Festivalului Propatria de la Roma, Clara Cernacu Tieriuie, care au fost în 2018 de Ziua Culturii, Marin Cazacu, care a fost anul trecut Orchestra Română de Tineret de Ziua Europei, anul acesta împreună cu fiul lui Ștefan Cazacu vor fi prezenți la Roma chiar de ziua Europei pe 9 mai cu o sonată pentru două violoncele. Și atunci cu mare parte dintre ei ne știam. Iar în momentul în care noi i-am contactat au răspuns cu mare drag. Fiecare în limita posibilităților tehnologice, pentru că, de exemplu, Matei s-a filmat și a transmis mesajul în italiană și s-a filmat interpretând o piesă direct de la Viena. Clara Cernat, de exemplu, nu a putut să facă decât mesajul video transmis în italiană, pe care l-am lipit la o piesă înregistrată spre profesionist de către cei doi muzicieni. Buenos Aires, am auzit-o, am ascultat-o.
foarte frumos. Da, Remus Azoiței sau, de exemplu, Gabriel Croitoru cu Horia Mihail n-au avut posibilitate să înregistreze și atunci au zis, transmitem un mesaj text în italiană pentru public și o înregistrare deja făcută. Iar ei vor fi pe 6 iunie cu ocazia împlinirea 137 de ani de la moartea lui Ciprian Porumbescu și vor interpreta balada. Alte coincidențe foarte drăguțe și care, pentru că am stat și am încercat să fac o stagiune astfel încât să aibă și mici semnificații, să nu fie pur și simplu o stagiune. Și atunci am încercat să le leg, cum a fost ziua jazzului sau ziua Europei sau pe 24 iunie ansamblul Imago Mundine transmit o înregistrare cu Doina Oltului special pentru ziua universală a ei. Rodica Vica pe 18 mai cu ocazia 285 de ani de la prima interpretare a ariei Agitata da due venti, mai exact în 18 mai 1735 la Teatru San Samuele din Veneția, era pusă în scenă opera Griselda de Antonio Vivaldi. Rodica Vica, alături de Veneția Antica Ansamblă, a interpretat această arie în 2015 la Veneția. Și atunci am încercat să legăm cât de cât datele și de niște momente semnificative. Sau Mălina Ciobanu, pe 27 mai, va interpreta Capriciul 24 de Niccolò Paganini, anul acesta împlinându-se 180 de ani de la moartea lui Niccolò Paganini. Nu știu, chiar așa, Dana Ciocârlie, pe 4 iunie, 111 ani de la moartea lui, de la nașterea lui Paul Constantinescu, va interpreta Joc Dobrogean de Paul Constantinescu. Deci am încercat să diversificăm, dar să ne și legăm de niște momente omagiale, aniversare, ziua Europei, ziua ei, ziua jazzului. Îți pun o întrebare personală. Dintre toate aceste momente, care e cel pe care îl aștepți cu, să zicem, care ți-e cel mai drag ție? M-ai pus într-o situație dificilă pentru că îi cunosc pe toți artiștii și dacă aș răspunde că îmi place un anumit moment, mai pune într-o situație dificilă. Adevărul este că pe toți acești artiști îi cunosc în mod personal, îi știu cum sunt și ca oameni, nu numai ca artiști, și îi iubesc pe fiecare în parte pentru ceea ce sunt. Nu pot să fac diferențe. Să spunem că din ce mi-ai povestit tu, eu pot să zic că aștept concertul care va fi difuzat în același timp și pe platforma voastră, Academia din România, și pe platforma Primăriei din Roma. Cred că va fi un moment foarte interesant și de promovare a imaginii noastre. Da, asta cu siguranță, pentru că deja am vorbit cu cei de la primărie, le-a plăcut ideea, acum aștept răspunsul de la persoana de contact a primăriei care se ocupă în mod special de acest lucru. Da, cu siguranță va fi inedit față de celelalte momente muzicale care sunt, de fapt, prezentări ale unor piese, o piesă de muzician, pentru că e mult mai atractiv pentru public în momentul în care pui o înregistrare să nu fie foarte mare, adică publicul să se concentreze mai mult pe virtuozitatea artistului, și altceva când anunți că vei avea o transmisiune live și de unde? De la Brașov, un oraș minunat, unde publicul își va nota în agenda că la data de 21 iunie, ora 16, ora Italiei, ora 17, ora României, sărbătorim Ziua Muzicii de la Roma prin transmisiunea acestui concert live de la Brașov. Ce feedback ați avut până acum de la cei care v-au urmărit și care au dat like, share pe pagina de Facebook a Academiei? Ținând cont că suntem de-abia la a doua, mâine e a doua postare din această mini-stagiune,
Reacțiile au fost interesante, aș putea spune, pentru că au fost oameni care mi-au solicitat, de exemplu, strategia de marketing este în felul următor. De exemplu, ieri am făcut evenimentul pe Facebook ca să anunț și am făcut invitații ca să anunț că joi există această postare. Joi dimineața este postarea afișului dedicat artistului din ziua respectivă, că pentru fiecare am făcut un vizual aparte, iar joi la ora 3 este realizată postarea cu filmulețul, cu mesajul, cu interpretarea, etc. etc. Atât la Clara Cernat, unde am văzut că au văzut foarte mulți, au interacționat foarte mult, pentru că fac și o statistică, nu știu să spun momentele, în momentul ăsta cifrele exacte, că mi le-am notat când fac un raport, dar a fost foarte multă lume care a vizualizat, care a interacționat cu postarea noastră. Ieri, când am pus evenimentul pe Facebook, și asta a fost un salt, a fost un salt simțitor față de prima postare, în ceea ce privește numărul de interacțiuni, nu știu, a ajuns la 8.000 și ceva de oameni. Știi cum e cu tehnologia asta, că ți arată dacă la câtă lume a ajuns, câți au vizualizat, câți au interacționat, etc. 8.000 și ceva de oameni. Deci, plus că au fost, de exemplu, părintele paroh de la Udine, care a zis, pentru asemenea inițiativă frumoasă, am vrea să fim și noi co-host al evenimentului ca să apară și pe pagina parohiei. Deci am avut solicitări de genul ăsta. Pe urmă am vorbit, de exemplu, cu Corina Dobre de la TVR Internațional, care au preluat și ei pe pagina lor și mi-au zis anunț din timp, pentru că vor anunța și ei din timp toate aceste postări din mini-stagiune. Radio România Internațional, varianta în limba italiană, care la fel au preluat pe pagina lor de Facebook evenimentul. Nu mai vorbesc de Radio România Muzical, cu care de la bun început am stabilit un parteneriat și au fost interesați să promoveze atât pe pagina lor, cât au dat și comunicat și, bineînțeles, va transmite și concertul live din 21 iunie. Sperăm ca și noi, prin intermediul platformei noastre, să facem cunoscut și românilor din diaspora aceste evenimente, să le urmărim împreună și închei punându-ți o întrebare personală. Cu siguranță ai urmărit toate inițiativele instituțiilor din întreaga lume, muzee, teatre, care fie și-au deschis porțile pentru un tur virtual sau au pus la dispoziție consultări gratuite ale propriilor colecții. În ultimele săptămâni ai avut ocazia să beneficiezi, să te uiți pe aceste tururi? Care ți-a plăcut cel mai mult? Ne dai și nouă câteva sfaturi? Deci, eu iubesc muzica. Tu mă cunoști de mai mulți ani și știi că muzica e viața mea, cum să spun. O mare bucurie, la Metropolitan, nu? O mare bucurie sufletească, aș putea spune, atât pentru mine și cred că este o oportunitate inclusiv pentru publicul larg în general, sunt transmisiunile de la Metropolitan Opera din New York. Am ghicit! Pentru că nu toată lumea are posibilitatea să ajungă la New York, să ajungă la Metropolitan. Asta visez și eu, poate pe la 80 de ani ajung și eu, sau mai devreme, nu știu. Doi la mână, chiar și înainte, dacă vroiai să vizualizezi niște spectacole de la Met, trebuia să plătești. Deci nu toată lumea avea posibilitatea să plătească ca să vadă un spectacol de la Met. Și îți spun sincer că de când s-au început transmisiunile de la Met, este așa o bucurie, pentru că am reușit să văd niște spectacole de operă excepționale, cu nume de referință. Am reușit să-mi
deslușesc, cum să zic, între ghilimele. Pentru că, de exemplu, dacă mă încântă cineva Vizi d'Arte, știu să zic că e din Tosca. Dar au fost anumite arii pe care nu reușeam să le leg la o titlu opere. Și datorită Metropolitanului, de când au făcut aceste transmisiuni live, mi-am adăugat la bagajul de cunoștințe și aceste lucruri. Plus că mi-am dat seama foarte mult ce fel de operă îmi plac. Adică nu pot să spun că săptămâna Wagner nu a fost impresionantă, atât ca voce, atât ca decoruri. Însă mi-am dat seama că la anumite opere care nu sunt cântate într-o limbă pe care eu o înțeleg, pentru că Wagner e în germană, sau Evgeni Onegin, care e în rusă, există acea barieră de limbă față de operele în limba italiană, unde, bineînțeles, așa, sau franceză. Da. Și atunci mi-am dat seama că nu pot spune că nu-mi plac, dar nu-mi plac atât de mult încât să mă atingă la coarda sensibilă. Așa. Bineînțeles că am urmărit cu sufletul la gură cele două spectacole de operă cu Angela Gheorghiu, Boema, cu nu era cu Roberto. Nu, deci Boema și La Rondine. Excepțional. Lăsând la o parte celelalte opere care într-adevăr au nume mari. Deci, pe partea asta altă din trebuie să ne conectăm la site și în fiecare săptămână e un live sau cum funcționează? Nu, e în fiecare zi. Deci în fiecare seară ei transmit câte un spectacol de operă și lasă pe site 20 de ore de când l-au transmis. Astfel încât eu, de exemplu, pentru că seara la noi, la ei e altă oră, eu a doua zi dimineață mă pot uita la ce a fost cu o seară înainte. E pe site. Pe partea asta, la altă, de exemplu, în țară, lăudabil transmisiunile operei comice pentru copii, lăudabil transmisiunile concertelor înregistrate. La acest video, când îl vom posta pe YouTube, vom pune link la toate aceste sfaturi pe care le dai, în așa fel încât și cine ne ascultă sau ne urmărește să le poată accesa. Da, spectacolele de operă de la Opera Română din Cluj, spectacolele de operă de la Opera Națională București, concertele înregistrate și transmise de Festivalul George Enescu, înregistrările realizate de Filarmonica George Enescu, care de ceva vreme ne-au pus la dispoziție posibilitatea de a urmări online anumite înregistrări din stagiunea lor. Din câte am văzut, Teatrul Bulandra transmite spectacole online. Am văzut astăzi chiar Teatrul Național va transmite, din București va transmite spectacole pe internet. Puteți să faceți o vizită virtuală pe la anumite muzee. Puteți să vizualizați o expoziție virtuală cu tematică religioasă realizată chiar zilele acestea de Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti. Deci să zicem deci cam așa. Gusturile și pe toate gusturile artistice și culturale. Da. În încheiere, te rog să îmi spui cum s-a schimbat într-o singură frază, cum s-a schimbat perspectiva despre cultură în carantină? În ce sens? În general, e o oportunitate pentru cultură, n-aș găsi în noi... Da, dar nu pe termen lung. Nu pe termen lung. Deci, într-adevăr, lumea este mult mai activ, fiind carantină, neavând posibilitatea să ieși, de exemplu, vorbim de muzică, de spectacole, de concerte, da? Neavând posibilitatea să mai ieși într-o sală de concert, atunci lumea a devenit mult mai activă pe Facebook.
și urmărește foarte mult ceea ce se întâmplă pe Facebook, transmisiunile online. Și da, este un beneficiu pentru cultură, pentru că lumea este mult mai atentă online și intră în contact. Poate până acum nu au avut posibilitatea sau poate până acum nu au intrat niciodată în contact cu un concert de la Ateneul Român sau, nu știu, un spectacol de operă de la Opera Română din Cluj. Și atunci, da, e un beneficiu, dar nu e un beneficiu pe termen lung, pentru că asta va afecta foarte mult artiștii. Și așa doi e. La mână, nu este aceeași emoție pe care o simți, cel puțin în ceea ce mă privește. Una e să fiu în sală și să ascult o arie pe care eu o ador și să-mi transmită o anumită stare. Și alta e adevărat că îmi bucură sufletul. Și uite, îți dau un exemplu. Traviata de la Metropolitan cu Diana Demrau. Excepțional! Cred că am ascultat aria aia interpretată de vreo 10 ori. Și într-adevăr, în ziua aia, sufletul meu a fost satisfăcut. Dar nu e același lucru când îl și vezi și e aproape de tine. Da, și atunci, da, cultura are de câștigat prin acest marketing forțat în pandemie, dar pe termen lung, cam așa. În încheiere aș vrea să te rog să mă lași să mulțumesc cuiva, să mulțumesc artiștilor. Te rog, și ca te rog, să nu fac o greșeală, o să-i citesc pe listă, în ordine. Da, violoniștii Remus Azoiței, Clara Cernat, Mălina Ciobanu, Gabriel Croitoru, Vlad Maistorovici, pianiștii Dana Ciocârlie, Mara Dobrescu, Thierry Huet, Diana Ionescu, Horia Mihail, flautistul Matei Ioachimescu, violonceliștii Marin Cazacu și Ștefan Cazacu, soprana Rodica Vică, pianista de jazz Ramona Horvat, acordeonistul Ghenadie Rotari și ansamblul Imago Mundi. Bineînțeles că îți mulțumesc ție în numele Academiei că te-ai gândit să facem această transmisiune simpatică, astfel încât lumea să fie la curent cu ceea ce noi facem, că nu stăm și doar ne-a trebuit un pic de timp să ne reinventăm și să ne adaptăm la situația actuală. Mulțumesc Radio România Muzical, mulțumesc ProPatria Festival, mulțumesc Asociația Izvor de la București, Centrul Tinerimea Română din București. Deci mulțumesc tuturor pentru că s-au alăturat într-un timp foarte scurt aceste inițiative de a crea frumos. Și noi îți mulțumim. Reamintesc că am vorbit cu Mihai Stan, responsabil de proiecte în cadrul Academiei din România, care ne-a prezentat mini-stagiunea virtuală pe care o puteți urmări pe pagina de Facebook a Academiei și programul îl vom pune și noi în linkul acestui video. Te salut de la Roma, deși suntem aproape, dar departe și sper să vedem... Să sperăm că ne vom revedea curând și fizic. Da, la revedere, salutare! Mulțumesc, numai bine! Gata, am oprit înregistrarea. Super! Cred mersi frumos! O secundă să văd.